Contactat pentru a afla dacă întâlnirea de astăzi între agricultori și autoritățile a avut sau nu loc, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, ne-a spus că ministrul agriculturii i-a cerut amânarea întâlnirii pentru ziua de mâine. Dacă nici marți guvernanții nu vor prezenta soluții la revendicările fermierilor, miercuri aceștia vor ieși din nou la protest, a spus Slusari. Continuăm cu alte știri. Moldova ar trebui să ia în considerare posibila încetarea tranzitului de gaze rusești prin Ucraina, începând cu anul viitor, și să nu se bazeze pe aprovizionarea cu energie electrică din regiunea transnistreană pe termen lung. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Victor Parlicov, transmite infotac.md. În context, experții economici spun că în prezent prețul de achiziție a energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan, în comparație cu furnizorii europeni, este cel mai avantajos. Am semnat un contract cu Transnistria pentru a asigura liniștea în societate pentru a obține un preț previzibil pentru un an în avans. Acest lucru ne va da atât nouă cât și lor timp să discutăm ce se va întâmpla după 2024, când tranzitul gazului rusesc prin Ucraina ar putea înceta. Avem experiența și capacitatea în cazul nerespectării contractului de a asigura aprovizionarea cu energie electrică cu infrastructura de care dispunem. Aceasta nu va fi cea mai bună opțiune nici din punct de vedere tehnic. Dacă nu se întâmplă nimic cu Transnistria, nu va exista influența rusă, atunci situația va fi calmă, vom păstra prețuri bune pentru energia electrică. Victor Parlicov consideră că contractul cu centrala de la Cuciurgan pentru furnizarea energiei electrice în dreapta Nistrului este un fenomen temporar și că este necesar să ne pregătim pentru un alt scenariu. Prețul la care cumpărăm energia electrică de la centrala de la Cuciurgan nu este un preț de piață, ori dacă compania ar plăti pentru livrările de gaze așa cum ar trebui, nu ar putea rămâne pe piață. Nu ar putea concura cu piața românească. România ar avea un preț mai mic decât regiunea transnistreană. Trebuie să trecem pe piață. Această situație nu poate continua la nesfârșit. Rusia poate refuza să furnizeze gaze, Ucraina poate opri tranzitul de gaz rusesc după 2024. Prin urmare, această soluție, furnizarea de energie electrică din Transnistria, nu poate fi decât temporară. Potrivit experților economici, este posibil ca prețul energiei electrice să crească, iar în cazul în care tranzitul gazului rusesc prin Ucraina va fi oprit, Moldova va trebui să folosească gaz cumpărat mai devreme și pompat în depozite. Spunem că noi cumpărăm gaz, că îl avem deja în depozite, că vom furniza gaz în Transnistria, iar centrala de la Cuciurgan ne va vinde energie electrică. Dar ei vor trebui să plătească pentru asta. În orice caz, prețul energiei electrice va crește. Acum este evident că autoritățile nu au alte opțiuni decât să repete schema de achiziționare a curentului de pe bursa românească. În acest caz, tarifele pentru consumatori vor crește, deși, potrivit lui Gheorghe Costandachi, acestea și așa sunt mari. Comparativ cu anii 2012-2014-2018-2020, tarifele la energia electrică nu trebuie să depășească acum 1,50 lei, ținând cont de faptul că pentru anul viitor sunt prognozate prețuri de la 400 până la 700 dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Asta înseamnă că prețurile ar trebui să rămână aceleași sau chiar să scadă, iar tariful pentru energia electrică procurată de la centrala de la Cuciurgan ar trebui să fie mai mic. Experții subliniază că situația de pe piața de gaze din Moldova ridică acum multe întrebări, în primul rând pentru regimul de la guvernare, care, prin intermediul Energocom și altor intermediari, duce o politică netransparentă și, ca urmare, dureroasă pentru populație. Nu înțeleg de ce trebuie să importăm prin intermediul Energocom. Ei pun 20% în plus și apoi îl revând Moldovagaz, iar Moldovagaz deja îl revinde centralei de la Cuciurgan. Și cu toate acestea, dacă prețul mondial este de 400 de dolari, în Moldova ajunge la 1200 de dolari. În toată lumea, toate costurile de transport și operațiuni intermediare, depozitare, nu depășesc 15-25%. Este clar că prețul este umflat intenționat pentru a crea un deficit, o criză energetică în Moldova. În același timp, costul energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan este cel mai favorabil pentru malul drept atât acum, cât și pe viitor, a rezumat expertul economic. Pentru comparație, prețul de achiziție a energiei electrice din partea transnistreană a rămas la același nivel din martie 2023, 66 de dolari pentru un megawatt-oră. În noiembrie, volumul livrărilor a totalizat aproximativ 257.000 de megawați. Aceasta reprezintă
aproape 85% din volumul total de energie electrică importată, necesarul fiind suplinit din Ucraina și România. Prețul energiei electrice la bursa românească depășește $100 pentru megavatoră. Anterior, ministrul energiei Victor Parlicov a declarat că Republica Moldova nu va mai cumpăra gaze de la Gazprom pentru că și-a diversificat piața de gaze. În același timp, Moldova datorează furnizorului rus $709 milioane. În urma auditului datoriei istorice la gaze, Parlicov a declarat că, din suma totală datorată, $276 milioane erau nedocumentate, în timp ce pentru alte $400 milioane a expirat termenul de prescripție. Guvernul moldovean a găsit o cale de ieșire din această situație, oferindu-se să achite Gazpromului doar aproximativ $9 milioane sau mai exact $8,6 milioane pentru a închide definitiv problema. Dar Gazprom a refuzat oferta și a declarat că nu va recunoaște rezultatele auditului și va încerca să-și protejeze interesele prin toate mijloacele legale. Încă în septembrie, ministrul energiei Victor Parlicov a declarat în direct la unul dintre posturile de televiziune că dacă Gazpromul rus nu va recunoaște auditul, Moldova ar putea depune o cerere reconvențională în judecată în valoare de $160 milioane conform calculelor auditorilor.